Cuvântul lui Dumnezeu spune că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Și a făcut-o cu un scop, a făcut-o ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și haideți să venim așa înaintea lui Dumnezeu, cu bucurie și cu veselie. Pentru că asta e ziua pe care El a făcut-o pentru noi. Domnul atotputernicul, ești Dumnezeul meu. Tu ești Domnul atotputernicul, Tu ești Tatăl meu. Tu ești Domnul. Tu ești Domnul atotputernicul, ești Dumnezeul meu. Tu ești Domnul atotputernicul, Tu ești Tatăl meu. Domnul ai fost și vei fi, altul ca tine nu e. Tu domnești din veșnicii, altul ca tine nu e. Se toarne ploaia, se toarne ploaia, se toarne norii, neprihănirea ta. Se cânte tot cerul, se strige pământul, învierea ta. Toarne norii, neprihănirea ta. Să cânte tot cerul, să strige pământul, învierea ta. Mai răscumpăra, cerul să strige pământul, învierea ta. Să toarne ploaia, să toarne norii, neprihănirea ta. Să cânte tot cerul, să strige pământul, învierea ta. Să toarne ploaia, să toarne norii, neprihănirea ta. Cerul să strige pământul, învierea ta. Să cânte tot cerul, să strige pământul, învierea ta. Învierea ta.
Cine a biruit frica? Cine a călcat peste ea? Cine e leul din Iuda? Scutul tăria mea. Aleluia, 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 Iisus este Domn. 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 Spune-mi cine a murit pentru mine, cine a murit pentru noi, cine a murit pentru lume, glorie doare cerul. Spune-mi cine într-o zi se va întoarce în fruntea oștirii lui, el va primi închinarea, pământul și cerul ia lui. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Aleluia, aleluia, Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Biblia spune, eu strigă de Domnul și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei, de toți. Haideți să mai înălțăm o strigă de biruință. Dumnezeu spune, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace, nu de nenorocire. Domnul îmi spune că sunt unii dintre noi aici care ne așteptăm totdeauna la lucruri rele. Ne trezim dimineața și ne așteptăm să ni se întâmple tot felul de nenorociri. Dar Dumnezeu spune, eu am un viitor și o nădejde. Și simt că Dumnezeu ne schimbă mentalitatea în dimineața asta. Cel ce-mi dă viață, vreau să merg pe urma ta,
întrecești orizontul, tu ești viitorul meu. Sus pe culmea muntelui eu văd mai departe, mult mai mult decât eu am văzut până acum. Nu-mi schimb perspectiva, întrecești orizontul, ce dimineață, ești cel ce îmi dă viață, vreau să merg pe urma ta mereu. Ia-mă de mână și du-mă cu tine, vreau să văd Iisus, dar urcăm Iisus. În orice dimineață, ești cel ce îmi dă viață, vreau să merg pe urma ta mereu. Și mergi înaintea noastră, Doamne, și noi vrem să călcăm pe urmele Tale, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu, Doamne, ești credincios, Doamne, Tu nu te schimbi, Doamne, Tu ești credincios promisiunile Tale. Îți mulțumesc, Doamne, că astăzi nivelul speranței crește, Doamne. Văd așa un termometru, cum crește speranța în termometru. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne dai din nou speranță, Doamne.
ce ai promis. Ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma ta și am încredere, nici când nu m-ai lăsa. Ce ai promis rămâne. Tată Ceresc, Tu nici când nu ne-ai lăsat. Cuvântul Tău spune că este o stâncă pe care omul își poate construi viața și că dacă își o pune pe această stâncă, nu va cădea niciodată. Căci șuvoaiele vor veni, încercările vor veni, dar omul care își pune piciorul pe stâncă, pe Iisus Hristos, nu va cădea niciodată. Îți mulțumim că ești o stâncă veșnică și tot ce ai promis, Doamne, rămâne neclintit și Te rugăm în dimineața asta, fă-o din nou, fă-o din nou. Hai să rulăm un pic și brigiu, da, așa încet, fă-o din nou. Toate miști se mută munții și cred acum. Oh, mai crede cineva? Face din nou, chiar în pustiu, deschis o cale și cred acum. Că o vei face din nou. Tu te miști, se mută munții și cred acum. Că o vei face din nou. Chiar în pustiu deschizi o cale și cred acum. Că o vei face din nou. Chiar în pustiu
deschis o cale și cred acum că o vei face din nou. Tată, ne închinăm ție în dimineața asta. Te recunoaștem pe tine ca singurul Dumnezeu viu și adevărat. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeul tuturor celor care își pun încrederea și cred în Fiul Tău, Iisus Hristos, care a înviat dintre cei morți și stă la dreapta Ta. Doamne, e o încredere veșnică, e o nădejde veșnică. Credem în Tine, Tu ești ajutorul în vreme de nevoie. Tu nu ne lași, Tu nu ne lași. Ce ai promis rămâne neclintit. Spune-i Domnului, ce ai promis rămâne. Stau în fața Ta și am încredere, nici că nu m-ai lăsat. Ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma Ta și am se spune că e o poveste în care un om ajunge în cer și la un moment dat începe să plângă și zice, Doamne, uite acolo doar pașii mei au mers, acolo sunt două urme de pași, acolo este o urmă de pași, de ce m-ai lăsat singur? Și se spune că Dumnezeu i-a spus, fiule, acolo unde erau două urme de pași mergeam împreună. Unde ai văzut doar o urmă de pași, eu te căram pe tine în brațe. Nici când nu te-am lăsat. Spune celui de lângă tine dimineața asta, El nici când nu te-a lăsat. Domnul să vă binecuvânteze, lăudați să fie Domnul. El nici când nu te-a lăsat. Ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma Ta și am încredere, nici când nu m-ai lăsat. Dar ce ai promis rămâne neclintit. Stau în palma Ta, stau în palma Ta. Nici când nu m-ai lăsat. Duhul Sfânt îmi spune dimineața asta să lași acest cuvânt de viață să intre în Duhul tău. Cei mai mulți dintre noi de multe ori ascultăm predici, ascultăm prelegeri care sunt biblice, care sunt doctrinare, dar ne intră doar în minte. Să știi că până nu-ți atinge Duhul, nu te schimbă. Informația nu schimbă pe om, revelația schimbă pe om. Poți să ai multă informație, dar dacă nu ai revelație, de asta Apostolul Pavel se ruga în Efeseni, Doamne, vă rog să le deschizi ochii inimii, să le dai un duh de înțelepciune și revelație, descoperire. Mi-aduc aminte când aveam 16 ani, trăiam într-un întuneric mare, credeam că sunt creștin, am fost pe rând și la biserica ortodoxă și la catolică, dar viața mea nu arăta, faptele mele nu arătau, tatăl meu zicea și el că e creștin. Și trăiam într-o casă plină de ură și de violență, plină de neiertare. Dar când Dumnezeu mi-a deschis ochii inimii, primul lucru care mi l-a cerut a fost du-te și iartă-ți tatăl. Și am zis, Doamne, cum pot să-l iert pe acel om care m-a bătut de când sunt mic? Cum pot să-i sărut mâna și pumnul acelui om care m-a bătut toată viața? Și a zis, Ani, împărăția este despre fapte, este despre putere, nu despre vorbe. Du-te și iartă-ți tatăl. Și mi-a deschis ochii inimii și a zis, așa cum te-am iertat eu pe tine, ți-am iertat toată datoria. Uite, facturile tale sunt plătite prin sângele lui Iisus Hristos. Păcatele tale sunt plătite la cruce. Eu nu-ți scot ochii în fiecare zi pentru ce ai făcut. Du-te și iartă-ți tatăl. Împărăția nu stă în vorbe, ci în fapte, în puterea de a acționa după cuvântul lui Dumnezeu. Și în dimineața asta cred că Dumnezeu să ne provoace să trecem la fapte. Tot ce ai promis rămâne neclintit.
om neclintit. Doamne, mă închin înaintea Ta. Stau în palma Ta și îmi pun încredere. Tot ce ai promis, tot ce ai promis, tot ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma Ta, stau în palma Ta, îmi pun încredere. M-ai lăsat. Nici când nu m-ai lăsat, nici când nu m-ai lăsat, chiar și atunci când eu am plecat, Tu nu m-ai lăsat. În dimineața asta, înainte să încep cuvântul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă din Sfânta Scriptură, am un cuvânt profetic de chemare acasă. Ai plecat de acasă și rătăcești. Domnul te cheamă înapoi. El stă cu brațele întinse ca tatăl fiului risipitor și spune: te aștept. Nu contează de când ai plecat, nu contează ce ai făcut, te aștept acasă. Ești încă al meu. Ai fost cumpărat cu un preț. Te aștept acasă. Nu știu pentru cine este cuvântul ăsta, dar să știi că masa lui Hristos nu e o masă a religiei. Masa lui Hristos nu e o masă a doctrinelor. Masa lui Hristos nu e o masă unde ți se spun păcatele. Masa lui Hristos e o masă a iubirii. E o masă a dragostei, e o masă a brațelor întinse. El te cheamă. Vino acasă. Vino acasă. Nu știu unde trebuie să te împaci cu Dumnezeu și nu știu de ce fugi. Eu l-am găsit pe acest tată ceresc la 16 ani jumate, după două tentative de sinucidere, după viață de anturaj, de cluburi, de bătăi, de scandaluri, de alcool. Și atunci când l-am găsit, n-am văzut în ochii lui condamnare, am văzut două brațe întinse. Sani, te-am așteptat. Vino acasă. Știi că poți să fii în biserică, să fii pierdut? Știi că poți să fii în biserică, să arăți cu degetul spre toți, să judești pe toată lumea, să crezi că tu ești cel mai perfect, că tu știi cel mai bine cum să faci o biserică, cum să predică, cum să cântă? Poți să fii în casă și să fii pierdut. Biblia spune despre cei doi fii risipitori, cum îmi place mie să spun, că unul a plecat în lume, a cheltuit totul, spune, cu prostituatele, a mâncat banii tatălui său, altul a stat acasă, dar era la fel de pierdut. Nu s-a bucurat niciodată de dragostea tatălui său. Și a zis: tată, de atâta vreme te slujesc și niciodată nu mi-ai dat și mie un bou, un vițel să mă bucur cu prietenii mei. El a stat în casă și nu s-a bucurat de tatăl și de prezența lui. Era la fel de pierdut. Poți fi afară sau poți fi în casă. Poți fi la fel de pierdut. Încă o dată spun cuvântul ăsta: vino acasă. Vino acasă. Pentru că El tot ce a promis rămâne neclintit, o, neclintit. Stau în palma Sa, credere. Tată, mă rog în seara, dimineața asta, pentru toți fii risipitori, fie că sunt afară sau în casă, să se împace cu adevărat cu Tine. La 16 ani jumătate, cum am spus, după o viață pierdută, după o viață plină de întuneric, în 88 am fugit din țară, aveam 11 ani jumătate. Știu că vă e greu să credeți. Am ajuns în Serbia și acolo Dumnezeu, în providența Lui, a trimis o țigancă în fața mea și mi-a zis: copile, întoarce-te în țara ta. Aici ăștia o să te omoare. Și m-am dus și m-am predat poliției de frontieră. Nu știam unde sunt, nu știam ce să fac, dar știam că am un tată ceresc. Știam că Dumnezeu e cu mine, pentru că tatăl meu pământesc mă părăsise, pentru că El nu mă recunoștea, pentru că El nu m-a vrut, pentru că El m-a respins. Dar știi ce? La 16 ani jumate am descoperit un tată care e încă cu brațele întinse și El te cheamă acasă. Nu mai zăbovi. Vino acasă. Nu mai sta pe drum. Domnul mi-arată că sunteți mulți pe străzile internetului.
Sunteți mulți pe strada neiertării. Ți-ai făcut casă pe strada respingerii. Ți-ai făcut casă pe strada deznădejdii și Domnul te cheamă și zice: cum ai uitat puterea mea? Tu crezi că mâna mea e scurtă ca să mântuiască? De ce nu ai răbdare? De ce nu continui să crezi? Ridică-te astăzi și pune-ți nădejdea în singurul Dumnezeu viu și adevărat. El e singurul care ne poate mântui. Dă demisie la logica aia ta. Crede-mă, logica nu m-a dus la niciun bun pe mine. Logica mea e de 2 lei. Logica lui Dumnezeu e diferită. Pune-ți nădejdea în Hristos, nu în rațiune. El e cea mai mare rațiune din univers. Hristos. Mai spune-i Domnului odată cântecul ăsta: aș fi vrut să încep cuvântul, dar Duhul Sfânt mă împinge să stăm în cercetarea asta. Spune și mărturisește cu gura ta: Doamne, cred că tot ce ai promis rămâne neclintit. Dumnezeu ți-a făcut promisiuni, Geta, ție și familiei tale. Dumnezeu vrea să veniți împreună, Dumnezeu nu mai vrea să stați departe, tu și cu soțul tău. El face o cale să se întoarcă acasă. Dumnezeu are o promisiune pentru copilul tău. Îl văd un om puternic al lui Dumnezeu, îl văd pe băiatul ăsta că va lucra cu tinerii. Ai promisiuni? Câți aveți promisiuni aici? Câți ați primit? Uite, o biserică plină cu mâini sus. Rămâi în ele. Adina Mirabinski, ai promisiuni? Nu te fă că nu le ai. Domnul spune: fluturele în sus și laudă-mă pentru că vreau să le împlinesc. Spune el: tot ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma ta. Nu mai lăsa. Tot ce ai promis stau în palma ta. Nu mai lăsa. Mai îmi dă un cuvânt, Domnul, înainte să încep predica. Nu lăsa experiențele tale să-L definească pe Dumnezeu. Cu toții am trecut prin probleme. Cu toții am trecut prin falimente financiare, familiale. Cu toții am avut eșec. Cu toții am avut experiențe negative. Nu îl lăsa ca asta să-L definească pe Dumnezeu. Nu lua ochelarii experienței tale și spune: așa ești tu, Dumnezeule. Pentru că Dumnezeul nostru este bun și tot ce curge din El este bunătate și îndurare. Nu-ți mai bate joc de viața ta, tinere și tânără. Lasă-L pe Hristos să te scoate, să te mântuiască. Amin. Aleluia. Mersi, Sergiu. În dimineața asta am primit un desen de la o fată, o fetiță, un copil. Și l-a făcut pe Sergiu Dicoi aici, în partea dreaptă, cu păr în cap. Pe mine m-a făcut chel, cu chitara în mână, și pe ea aici, în partea stângă, Sara. Sara Vascu. Deci cum își imaginează ea în câțiva ani că o să stea lucrurile în Philadelphia. Amin! Bravo, Sara! Îmi place mult! Auzi, mă, Sara, dar l-ai făcut pe Sergiu mai frumos decât mine. Da, uite, mi-a scris numele bine, Sani Trank. Dar la mine a pus o inimă, la Sergiu n-a pus. Haleluia! Glorie ție, Doamne! Știu că îl iubește și pe Sergiu, copiii îl iubesc pe Sergiu, dar știu că mă iubești pe mine. Haleluia! De multe ori mă întreabă lumea dacă am copii și tot le spun și nu mă cred, am mulți copii. Peste tot am copii. Pe unde merg am copii pe care îi iubesc și ei mă iubesc. Cuvântul care mi l-a pus pe Dumnezeu pe inimă astăzi este un cuvânt de provocare. Este un cuvânt care o să ne provoace și mă provoacă și pe mine. Nu este pentru vecinul, spune: cuvântul ăsta va fi pentru mine. 1 Corinteni, capitolul 5 cu 7. Măturați aluatul cel vechi sau drojdia cea veche, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Repet,
Titlul predicii se numește așa, sau este așa, măturați aluatul cel vechi. Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă și m-a provocat săptămâna asta să revin la aluat. Și m-am tot pus întrebarea, oare Domnul Hristos în Evanghelie a vorbit despre lucrul ăsta? Știți că în timpul Domnului Hristos, El a avut câteva categorii de oameni, pot să lucrez un pic la el? A avut câteva categorii de oameni cu care s-a confruntat. Câți dintre voi le știți? Vai de voi, cărturari, farisei și saduchei, da? Și astăzi vreau să le luăm pe rând să vedem ce putem învăța din viața acestor oameni. Domnul Hristos spune în Matei 16:16, feriți-vă de aluatul fariseilor și saducheilor și luați seama bine. Feriți-vă! Când Domnul Hristos spune să te ferești de ceva, înseamnă că ceva este pe pericol. Vă aduceți aminte că pe trenurile alea când călătoream de eram noi mici, scria pe unele trenuri pericol, pericolul sporgesii, sau cum scria acolo, pe tren, da, pe geamuri. Și tot timpul mă întrebam, oare ce înseamnă în pericol sporgesii? Eu eram mic, aveam 6 ani și călătoream cu trenul de la Iași până la Craiova și de la Craiova până la Iași, făceam 17 ore atunci și, sincer, tentația mea era să-l sparg să văd ce se întâmplă. Dar când Domnul Hristos spune, feriți-vă, băgați bine seama sau luați seama, înseamnă că acolo e ceva de care trebuie să luăm seama. Cine erau acești farisei? Aș vrea să punctez câteva lucruri despre ei. Fariseii au început bine călătoria lor spirituală. Erau oamenii care onorau cărțile lui Moise, dar pe lângă cărțile lui Moise onorau și tradiția orală care venea încă din timpul lui Moise și după Iosua la poporul evreu. Și ei puneau de fapt câteodată pe același loc tradiția orală cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu făceau distinție de multe ori. Spuneau că această tradiție orală care s-a transmis din gură în gură e la fel de importantă și la fel de egală ca acest cuvânt al lui Dumnezeu scris. Fariseii, spre deosebire de saducheii, erau mult mai aproape de popor, pentru că erau undeva în clasa de mijloc. Dețineau funcții în Sanhedriu sau Sanhedrin, care era Consiliul Bisericesc al Israelului, însă erau mult mai puțin la număr și mai slabi în putere sau în acțiuni decât saducheii. Însă, Domnul Hristos ne avertizează în Evanghelii și ne spune în Luca 12:1 că acești oameni aveau o problemă, aveau o atitudine cu care se confruntau, da? Aveau un duh de duplicitate, să-i spunem, care este foarte periculos și de la care noi trebuie să ne ferim. Dumnezeu este unul, singur. Știi, de multe ori mă întreb când vorbesc cu unii oameni, care dintre ei îmi răspunde? Vorbesc cu Ion și când vorbesc cu el îmi spune odată ceva, a doua oară îmi spune altceva, a treia oară îmi spune altceva, a patra oară îmi spune altceva. Și știi că e o vorbă în România, zic ca el, dar fă ca tine. Nu este o mentalitate sănătoasă. Zice Domnul Hristos în Luca 12:1, feriți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia sau duplicitatea. Crezi oare că acest virus a infectat și biserica, ne-a infectat și pe noi? Eu vin dintr-o lume în care am fost învățat să fiu mai mult decât duplicitar. Trebuia să citești printre cuvinte, așa era vorba în găști. Când cineva spunea un cuvânt, trebuia să le iei în serios, pentru că știi, găștile nu se joacă niciodată. Când unul zice, vin după tine, știi ce înseamnă? Că vine după tine. Dar cu toate acestea era duplicitate multă. În politică este duplicitate sau nu? Este. Dar în biserică? O, frate, cât te iubesc eu pe cine, nu vină încoace să te țuc. Și după aia l-ai văzut pe ăsta, mă. Cine să crede că e, doar el crezi că știe să predice. Vezi, Domnul Hristos spune, feriți-vă de aluatul fariseilor, de drojdia fariseilor în original, pentru că drojdia ce face? Face lucrurile să crească. Vezi, există un pericol. Există mulți oameni și eu când m-am întors la Dumnezeu am văzut pericolul ăsta în viața mea și să fiu sincer, de frica de oameni eram tentat să fiu duplicitar. Până într-o zi în care Dumnezeu m-a confruntat și a spus, Sani, într-o zi oricum o să super pe cineva. Ai face bine să nu mă super pe mine. Mi-era frică să confrunt oamenii, mi-era frică să le spun adevărul pentru că nu vreau să-i rănesc. Vreau să fiu băiatul bun. Vreau să fiu băiatul ăla de care când ăla sună la ora 3 noaptea, întrebați-o pe Adina, cineva mă suna, eu săream. Băi, am nevoie de aia, eu săream. La mine nu era somn, nu era telefon și e ok să fii și să ai o inimă plină de compasiune pentru oameni. Numai că să avem grijă să nu cădem în duplicitate. Știi, îmi spunea cineva odată, zice, acum mi-am pus masca pentru că mi-e frică de tine.
Zice, știu că acum o să-mi dai un cuvânt profetic și nu știu cum să-l iau, deci am masca, fii atent că am masca. Zic, ce mască? Care mască? Ce vorbești? Zice, nu sunt eu acum. Dar măcar persoana era sinceră, nu era ea. Dar noi oare ne dăm seama că am fost injectați sau virusați cu acest virus care se numește fățărnicie? Fățărnicie, mai multe fețe. Cu Vali ești într-un fel, cu Doru ești în alt fel, vine Marius Vultur, ești altfel, vine Sani, ești altfel, lui Traian îi spui altceva, tu ești cu toți, dar doar cu tine. Și Domnul Hristos spune, oameni buni, oameni buni, feriți-vă de aluatul fariseilor, ce fac ei sau ce vă spune ei să faceți, faceți, dar nu faceți ce fac ei. Gândește-te că stăm de vorbă sau stăm despre să ne gândim la oamenii ăștia care aproape că dădeau zecioală din orez, dădeau din mărar, din țelină, dădeau zecioală, mergeau cu capul în jos. Ați văzut vreodată evrei ortodoxi în Israel cum merg? Merg cu capul, nu se uită, să lovesc în câte un stâlp. De ce? Pentru că ei nu vor să pună ochii să fie în contact cu oamenii pătați de păcate. Pentru că nu l-au cunoscut pe Domnul, nu li s-a ridicat vălul după ochi. Dacă ar ști că toți avem, cum se spune pe la român, bube în cap. Nimeni nu-i neprihănit înaintea lui Hristos. Noi avem neprihănirea lui Hristos, haina lui care ne-a dat-o, a noastră e prea murdară. Dar Domnul Hristos spune, feriți-vă de aluatul fariseilor. Revin, care este masca care o porți? Care este masca care eu o port? Suntem noi duplicitari? În viața noastră suntem noi sinceri? Când mergem luni la muncă, cum ești? Păi băi, am zis la șeful așa că să dau bine, să-mi fac o mărire de salariu. Sau dai impresia că ești cu prietenul tău de la lucru și da, mă, te înțeleg, chiar, wow, că simpatizez cu tine și după aia te duci la altul și zici, fii atent la asta. Slavă Domnului, scăpăm de el. Elimin competiția. Să fii un om duplicitar, un om, este un lucru periculos. În primul rând pentru că te înșeli pe tine. Biblia spune, o, și mai Israel, ascultă Israele, Dumnezeul tău este... unul! Dumnezeu nu e cu mai multe fețe. Hristos nu e cu mai multe fețe, El este unul. El este complet și Biblia spune că El vrea să ne dea șalom. Șalom înseamnă pace, dar nu înseamnă doar pace, înseamnă completare. Să fii un om complet. El nu mai vrea să umbli cu știi că aia în Evul Mediu, când făceau scenete, puneau măști, odată plângeau, odată râdeau, odată făceau așa. Ei nu știa cine sunt. Personas, mai multe personalități. Nu, 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 noi trebuie să fim unul. Ce e în gușă și în... Băi, omule, eu asta cred, dacă te supăr, îmi pare rău. Nu vreau să te supăr, te iubesc, dar asta cred. Oare ești tu sincer cu prietenii tăi la lucru? Luni, marți, miercuri, pot oamenii să spună despre tine, ăsta e un frate sincer? Fățărnicia, duplicitatea e periculoasă, este o boală care a intrat în biserică. Este un virus care distruge bisericile, pentru că un om duplicitar nu poți niciodată să ai încredere în el. Mai mult, dacă îl pui într-o funcție, te-ai dus. Pentru că ăla te va submina, îți va submina autoritatea, el are agendă personală. Îmi spunea unul, zice, bă, Sani, eu atâta mult de mult teatru am jucat, că de fapt eu sunt cu toți de aici, dar sunt de fapt doar cu mine. Dar voi toți credeți că sunt fiecare, ăsta crede că sunt cu el, ăla, tu crezi că sunt cu tine, dar de fapt eu la sfârșit eu sunt doar cu mine. Eu trebuie să mă poziționez tot timpul ca să câștig. Eu nu trebuie să pierd în viața asta. Dar Hristos spunea, cine își pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dacă tu în viața asta ești doar ca să câștigi, ce să câștigi? Ce îi va folosi unui om să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul, spune Scriptura. Haideți să luăm aminte la lecția fariseilor. Oamenii duplicitari, de multe ori se cred superiori, de multe ori se cred mai deștepți decât alții. Și știi ce? Nu te poți baza pe ei. Dumnezeu, Hristos ne spune, ferește-te de drojdia asta lor, de sămânța asta lor, de ADN-ul lor. Ai grijă ca nu cumva drojdia asta să vină și în viața ta și să înceapă să crească și deodată dintr-unul să devii mai mulți. A fost unul în Biblie care atunci când Domnul Hristos l-a întrebat, care ți este numele? El a zis, păi nu știu că suntem mai mulți. Odată ne rugam cu Vali Rogoveanu pentru o femeie și când am întrebat-o numele lui Iisus Hristos, cum te cheamă? A zis, cu care dintre noi vorbește? Wow! Dar știi ce? Există și drăgușori din ăștia mai moderni, foarte logici, foarte raționali, foarte tari cu psihologie, cu care ăștia vin la tine cu multă politică.
Dar Domnul ne cheamă să dăm masca la o parte. Eu sincer cred că e o ispită pentru toți ca să punem masca. Dar vreau și mă rog Dumnezeu ca în fiecare zi a săptămânii și fiecare zi pe pământul ăsta să lăsăm măștile și să le aruncăm la gunoi. Pentru că nu-L onorează pe Hristos. Un om cu masca pe față nu-L onorează pe Hristos. Stai în biserică și le spui la toți că ești tare și când pleci afară plângi. Pentru că tu de fapt ești vulnerabilă, ești singură, ești disperată. Ce ar fi să dai masca așa și să zici, știi ce, am nevoie de ajutor. Rugați-vă pentru mine. Vii la biserică și știi că ai păcătuit toată săptămâna, dar faci pe Sfântul. Faci pe Sfântul. În loc să zici, Pali, știu eu cu cine vorbești aici, nu șa, am dat-o în bară, am nevoie de ajutor. Am realizat că nu pot singur. Și atunci vei primi ajutor. Știți ce îmi place la fiul risipitor? Când s-a întors acasă, n-a fost duplicitar, n-a zis, tată, iartă-mă, a venit un înger din ceruri și m-a păcălit să-ți iau averea și să mă duc să o cheltui cu prostituatele și cu prietenii să beau toți banii. Tată, iar nu, fiul risipitor ce a făcut? Și-a asumat eșecul și responsabilitatea și ce a zis, tată, iartă-mă, am greșit, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. N-a venit cu măști, a venit așa cum era zdrobit, distrus, rănit, mirosind a porci, pentru că Biblia spune că ajunsese la porci și își dorea atât de mult să mănânce și roșcovele de la porci și nu le avea. Și zice, câți servitori în casa tatălui meu au din belșug și eu aici mă chinui, mă voi duce și mă voi preda tatălui meu, mă voi smeri. Un om fățarnic nu se poate smeri. Un om fățarnic e tot timpul cu capul sus. Știi care e diferența dintre un confident și un arogant? Arogantul merge cu capul sus și când nu știe. Confidentul merge cu capul sus, dar întreabă, băi, uite aici, nu știu, poți să mă ajuți? Doamne, ajută-ne să nu fim ca farisei, spune, Doamne, ajută-mă să concediez fariseul din mine. A doua categorie de oameni sunt saducheii. Saducheii, în comparație cu farisei, pe de altă parte erau elita Sanhedriului. Ei dețineau un oraș sub autoritatea romană funcții înalte. Nu erau așa aproape de oameni. Oamenii ăștia îmbrățișaseră elenismul, da? Logica, rațiunea. Nu credeau în înviere din morți, nu credeau în îngeri, nu credeau în demoni, nu credeau în judecată, nu credeau în păcat, nu credeau în crucificare, nu credeau în înviere, nu credeau în viața de apoi. Când ai murit, totul s-a terminat. Spiritualitatea lor era mai mult politică. Dar buba lor cea mai mare, îmbrățișând filozofia umanistă care îl are pe om în centru, este că deveniseră materialiști. Sunt mulți oameni acum în biserică care promovează drojdia asta, omul în centru. Sunt mulți oameni care au dat Duhul Sfânt afară din biserică, pentru că noi știm să facem lucrurile, noi avem firmă. Eu am formație, eu știu valii să fac lucrurile, eu știu principii, am învățat de la Maxwell, nu mai am nevoie de Duhul Sfânt. Mi-aduc aminte când am făcut cursuri de business despre Maxwell în școală în anul 2000. Păi la ce mai îmi trebuie mie Duhul Sfânt când eu știu să le fac pe toate? Sunt oameni care au dat afară pe Duhul Sfânt. Sunt oameni care glorifică firea. Hristos nu glorifică firea. Odată Duhul Sfânt mi-a zis, nu sponsoriza firea, pentru că eu n-o fac, cu firea la cruce. Tot încerci să tunezi firea, tot încerci să o șlefuiești, tot să pui un sacou mai bun pe ea, să-i faci o freză, cine are păr, bineînțeles, sau tot încerci să o faci să strălucească. Nu sponsoriza firea, pentru că eu nu sponsorizez firea. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Scriptura nu glorifică firea pământească. Știți ce am văzut, fenomenul care l-am văzut, vorbeam cu pastorul Ron Brown și zic, pastor, zic, spune-mi, câți dintre absolvenții de teologie care încearcă și psihologie mai rămân creștini. Știți ce mi-a zis? 2%. Majoritatea care pleacă la psihologie își pierd credința, ajung umaniști, omul în centru, materialiști, unii dintre ei își pierd credința. N-am crezut până nici s-a întâmplat. Nu. No. Mai mulți colegi de-ai noștri au plecat la psihologie și au pierdut credința. Au căzut. Știi, când educi mintea, e bine să o educi. Dacă o educi și nu o supui Duhului Sfânt, știi ce se întâmplă? Galateni 5, ai un vrășmaș al Duhului educat. Eu sunt pentru educație, eu cred în educație, tatăl meu a fost profesor. A făcut educație cu mine când n-am făcut la școală, credeți-mă. Mi-aduc aminte nopți întregi când stăteam în poziție de drept și repetam după el lecțiile de istorie. Mă lua pe ani, ia zi ce s-a întâmplat în anul 200 înainte de Hristos.
Și eu, bineînțeles, eu la 8 ani, la 9 ani, ce credeți, că mai știam eu ce îmi spunea el mie? Le mai încurcam, le mai, Ștefan cel Mare, le dăra dacii și romanii, după aia stai tată că eu le încurc, îmi pare rău, tăticule. Cred în educație, dar cred într-o educație supusă Duhului Sfânt. Pentru că orice educație, orice minte needucată, Biblia spune că sufletul se luptă împotriva Duhului și Duhul împotriva sufletului. Nu sunt și nu vor fi niciodată pace. Orice minte educată care nu-i supusă lui Hristos este un vrășmaș educat al împărăției lui Dumnezeu. Și mi-a spus pastor Ron Sani, cu părere de rău, spun, școlile noastre de teologie creează soldați educați care lucrează împotriva Duhului Sfânt. Fac totul prin rațiune. Au dat afară puterea lui Dumnezeu. Și care-i, Doamne, a luat-o saducheilor? Ia uite ce le spune Domnul Hristos. Nu știți nici scripturile și nici puterea lor. Matei 22:29. Nu știți nici ce? Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Sunt oameni care tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Cineva mi-a zis odată, eram plecat la o conferință în diaspora, frate, mai lasă-mă cu Duhul Sfânt, că acum știm și noi să facem lucrurile. Și zic, vezi, de asta nu mai aveți putere, de asta nu mai aveți viață, că ați dat pe Duhul Sfânt afară din biserică. Și aici imediat am identificat aluatul saducheilor, umanismul, omul în centru. Noi, rațiunea conduce. Știți de ce îmi place mie echipa aia care am primit-o de la prietenii mei evrei? Când am primit chipa, să fiu sincer, am avut o repulsie față de ea. Pentru că în primul rând nu înțelegeam ce înseamnă chipa evrească, nu știam sensul. Și zice ăsta, te sfătuiesc să o primești de la un prieten și după aia îți explic ce înseamnă. Zice, chipa asta a fost inventată de noi evrei ca o repulsie la filozofia greacă. Omul în centru, omul conduce, mintea e deasupra tuturor lucrurilor. Și noi când am făcut chipa, am pus-o deasupra minții. Să spunem, nu omul conduce universul, Dumnezeu e deasupra logicii, deasupra rațiunii. Nu știu dacă identifici în tine aluatul saducheilor. Eu am avut bătălii mari. Când m-am întors la Dumnezeu și când Hristos m-a chemat în lucrarea profetică, sincer, prima dată am zis, ce prost e asta cu profețiile? Nu înțelegeam, eram în anul de facultate și îmi spuneau, i-auzeam pe ăștia pe lângă mine, am o viziune, am un vis, am o profeție. Mă gândeam, ce au ăștia, ce văd ăștia, că eu nu văd nimic. Eu, la mine era totul bibliotecă. Dacă vrei să mă găsești undeva, mă găseai în bibliotecă. De ce? Pentru că eu credeam în cultivarea minții. Și ok. Până într-o zi în care Duhul Sfânt m-a zdrobit și a zis, nu am nevoie de părerile tale, Sani. Și știți cum m-a zdrobit? Printr-un profesor. Făceam cu doctor profesor Ioan Bunaciu, președintele Cultului Baptist, făceam Noul Testament. Și mi-a dat un eseu de făcut și mi-a dat cartea lui din care să scriu. Și am luat-o și am pus-o deoparte și am scris ce aveam eu în minte. Pentru că vreau să arăt la toți cât de deștept sunt eu. El s-a dus, s-a uitat și a zis, nu te pot trece, mi-a mai dat o dată. Și cu o săptămână înainte să se termine, nu vrea efectiv să mă treacă, m-am dus și am zis, vă rog frumos, domn profesor, vă rog frumos, dar n-am greșit cu nimic, dar asta cred eu, nu pot să scriu ce credeți dumneavoastră. M-a luat de mână, mi-a dus și acum aminte, el le pleca la cer, m-a luat de mână, m-a prins așa, valid de mână și a zis, tinere, la nimeni nu-i pasă de părerile tale. Oamenii trebuie să știe părerile lui Dumnezeu. Atât de șocat am fost, la nimeni nu-i pasă de părerile mele. Dar toată educația mea, toată cunoștința mea, toată experiența mea de viață. Oamenii au nevoie de Hristos. Hristos mântuiește, nu religia, nu educația. Dacă educația mântuia, suedezii n-aveau probleme acum cu musulmanii. În anul 98, când am fost acolo la ele, îi spuneam, vedeți că vin musulmanii peste voi, noi o să-i schimbăm cu educația. Nu schimbă pe nimeni educația. Te ajută să ai o viață mai bună, însă dacă vrei să fii transformat, transformat, o plămădeală nouă, ai nevoie de Hristos. Sunt mulți care slujesc pe Dumnezeu cu elita pe umăr. Și eu aveam figuri în cap. Și mă duceam pe scenă când mă prezentau păstorii în America și știi ce mi-a zis Domnul? Odată, în fața mea nu ai nicio diplomă. În fața mea nu ai niciun epolete, în fața mea nu ai vocație, ai înțeles? Da, Doamne Iisus, ce am făcut? În fața mea ești un copil. Am înțeles, tăticu. Și am dat repede poleții jos, fraților, nu mai îmi ziceți nimica, eu sunt doar un slujitor. Pentru că în fața lui nu contează diplomele tale, în fața lui nu contează cunoștința ta, nu contează experiența ta. Poate cunoștința ta să fie pusă lângă cunoștința lui Dumnezeu, care a făcut cerul și pământurile? El îl întreabă pe Iov, spune-mi cum s-a făcut cerul, cum stau stelele agățate acolo. Iisuse, ferește-ne de aluatul saducheilor. Nu știu dacă și tu ai îmbrățișat filozofia greacă, elenismul care încă domnește în România, credeți-mă.
Noi se punem că suntem o țară creștină, dar credeți-mă, nu suntem. Noi nu suntem, eu nu eram. Eu știu sute mii de oameni care nu sunt. Ei nu cred. Lunea mergeam, duminică la biserică și lunea mergeam la vrăjitoare. Sau mai rău, în tot timpul săptămânii era vorba doar despre mine. Nu era vorba despre Dumnezeu. Era vorba despre mine, omul în centru. Ce spune românul? Care e filozofia lui? Eu? S-o duc bine. Să moară capra? Fecinului, de ce? Dar de ce să nu trăiască și eu să am două? Amin. Două. Și să aibă și el două. Dar de ce să nu ducem toți bine? În împărăția lui Dumnezeu este filozofia de Commonwealth. Știți asta, da? Totul e la comun, dar de ce să nu ducem toți bine? De ce să moară capra vecinului? De ce fata lui ăla să nu se căsătorească? De ce business-ul lui să moară? De ce? Pentru că există în noi această drojdie a saducheilor. Saducheii erau foarte competitivi, să știți. Aveau un duh de competiție peste ei. Ei erau în continuă luptă cu cine? Cu farisei. Totuși ceva i-a unit, incredibil. Singurul moment în istorie când farisei și saducheii s-au unit au fost la moartea și la sentința Domnului Hristos. Incredibil. Am stat să mă gândesc, Doamne, dacă eu am în mine drojdia fariseilor și a saducheilor. Și Domnul zice, stai liniștit, mai e una. Zic, mai e una? Unde mai e una? Și am început să caut în Scripturi și am început să caut în Scripturi. Și Dumnezeu mi-a vorbit, Marcu 6, 20-21, feriți-vă de aluatul lui Irod. Wow, există și încă un aluat, încă o drojdie, aluatul lui Irod. Cine era Irod? Hai să citim, Marcu 20, 21. Să fiu sincer, m-a șocat asta. Asta m-a șocat. Avem aici Marcu. Marcu 6, 20 cu 21. Ai găsit? Știți că Irod avea o relație ilegitimă cu soția fratelui său și Ioan Botezătorul confruntase. A ținut-o așa până în momentul în care l-a arestat. Totuși spune, și Ioan zice lui Irod, nu ți este îngăduit să ții de nevasta, pe nevasta fratelui tău. Irodiada, care avea un duh izabelic, exact ca Izabela aia din Biblie care l-a omorât pe Ilie, avea necas pe Ioan și vrea să-l omoare, dar nu putea. De ce? Căci Irod, fiți atenți, hai să luăm aminte la Scripturi, căci Irod se temea de Ioan, incredibil, incredibil. Se temea de omul ăsta spiritual, de omul ăsta, de profetul ăsta, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Faptul că recunoști în cineva un înger al lui Dumnezeu sau care o viață sfântă nu înseamnă că și tu ești. Stai să vezi ce amestec avea asta în viața lui. Îl ocrotea, incredibil, Irod îl ocrotea pe Ioan Botezătorul. Poți să fii un ocrotitor a celor sfinți, totuși să nu fii cu Dumnezeu. Și când îl auzea de multe ori, stătea în cumpănă, neștiind ce să facă. Era cercetat. Știți că se spune pe la biserici, frate, azi a fost mare cercetare. Vreau să spun ceva, cercetarea nu-i de ajuns. Și Irod era cercetat. Și zice, neștiind ce să facă, l-asculta cu mare plăcere. Atenție! Irod l-asculta cu mare plăcere. Știi că sunt oameni cărora predicile sau lucrurile spirituale le gâdile urechile, le dă plăcere și e ok? Dar atât. După ce a închis casetofonul, el își urmează viața, îmi spunea un frate, zice, frate, așa e cultura noastră. Noi duminica la biserică, luni la târg cu business-ul. Zice, vrei un telefon? Zic eu, păi nu, că am. Zice, da uite, portbagajul meu e palese pe culese. El mi-a zis, zic, bă, dar stai un pic, lasă cultura, aici e vorba de cultura împărăției. Frate, nu te băga. La noi, așa e din neam în neam. Duminica noi la biserică, țipăm, strigăm de să zgudie pereță. Luni, noi avem treabă. Fiți atenți, hai să luăm aminte la Scripturi, versetul 21, Doamne, dă-mi Iisuse, totuși a venit o zi cu bun prilej. Observi, poți să fii un om căruia îi plac lucrurile spirituale, poți să fii un om care vii la biserică, poți să fii un om care dai mulți bani la biserică, poți să fii un om care faci oferte la mănăstiri, la biserici, poți să fii un om, cum sunt și pe la noi, oameni bogați care fac multă dărnicie. Dar zice, totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua de naștere. A dat unul spăs boierilor săi,
mai mari oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț și a jucat, adică a dansat în original. I-a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cerem orice vei vrea și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice vei cere îți voi da, fie și jumate din împărăție. Fata a ieșit și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama ei a zis, cere capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit și a venit îndată, i-a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată capul lui Ioan Botezătorul pe farfurie. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor și din pricina semenilor și pentru că acest capital al lui de popularitate avea să crească. Ce a făcut este și va intra și va rămâne în istorie omul care a închis gura profetului Ioan Botezătorul. Va fi întotdeauna cunoscut, nu îi se va șterge niciodată pe veci această emblemă. Ăsta e omul care a ordonat execuția profetului Ioan Botezătorul. Oare ce fel de aluat avea Irod? Din ceea ce ne spune Scriptura, îmbrățișea lucrurile spirituale, dar nu-i de ajuns. El iubea stârnirea lui Dumnezeu. Sunt mulți în biserică care iubesc să fie stârniți, dar nu transformați. Ei vor o stârnire, o atingere, dar atât. După aia pleacă și duminica viitoare, frate, mă rog să mai fie o stârnire, mă rog să mai fie o atingere. O stârnire fără decizie este egal cu zero. Credința fără fapte este moartă. Rugăciunea fără acțiune, bla bla bla. Ce este cu Irod? Care e aluatul lui Irod? Irod era omul momentului, era un oportunist. El era un om care trăia din aprecierile oamenilor. Era un om care iubea lucrurile spirituale sau era atras înspre ele, însă avea o dragoste mai mare. Dragostea lui era pentru eu. Dragostea lui era pentru sine. Dragostea lui era pentru putere, pentru popularitate. Era un oportunist. Biblia spune că totuși a venit o zi cu prilej. Vezi, el vrea să-l protejeze pe Ioan, asculta și zice că stătea pe gânduri. Poate și tu vii la biserică și ești cercetat la Filadelfia din când în când. Dar să știi că cercetarea nu-i de ajuns. Era omul care se ducea încotro bate vântul. Mi-aduc aminte că odată mi-a spus cineva, zice, noi pe timpul războiului era cum bate vântul. Veneau rușii dintr-o parte, ne dădeam cu rușii. Veneau nemții dintr-o parte, ne dădeam cu nemții. Au venit ungurii, ne-am dat cu ungurii. Au venit românii, ne-am dat cu românii. Mi-aduc aminte când Domnul Hristos m-a confruntat. Eram în facultate și a zis, fiule, vreau să te izbăvesc de acest aluat și drojdie de amestec din viața ta. Știi că oamenii care au amestec în mentalitatea, în filozofia lor, ei cred și în New Age, cred și în yoga, cred și în Hristos, cred și în budism, cred și în una, cred și în alta, iubesc și pe Dumnezeu. Filozofia lor e simplă. Vreau și pământul, vreau și cerul. Sau vreau și cerul și pământul. Ei vor totul. Sunt amestecați. Vin la biserică, iubesc prezența lui Dumnezeu, să duc mâine la stadion și mă sună un și frate, s-a simțit prezența Domnului aici la stadion, pe stadionul Steaua. Și zic, dacă în halul ăsta am ajuns să nu mai deosebești prezența lui Dumnezeu de un meci de fotbal, îmi pun mari semne de întrebare. Păi a cântat formația YouTube și mi s-a urcat părul pe perete. A cântat, cum îl cheamă, Pavarotti și mi s-a ridicat părul pe mână. Dumnezeu m-a cercetat. Aia n-a fost Dumnezeu. Aia au fost emoțiile tale, e ok, ai și emoții, Dumnezeu te-a creat și cu emoții. Dar nu confunda prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu te duce la pocăință. După ce l-ai ascultat pe YouTube și pe Steaua, te-ai dus în bar. Nu te-ai dus la pocăință. Irod era un om al amestecului, un om al momentului. Unde câștig mai mult? Și să știți că am întâlnit aluatul ăsta în mine, în viața mea și l-am întâlnit în biserică. Sunt oameni care când vine Vali, sunt prieten cu Vali. Când vine Traian, prieten cu Traian. Când vine Doru, cu Doru. Omul momentului, băi, care e oportunitatea? Stai tot timpul să mă repoziționez ca eu să cad în picioare. Îmi spunea cineva, băi, Sănică, să știi un lucru, eu întotdeauna cad în picioare. Zic, băi, dar cum reușești tu, mă, că eu am căzut de multe ori pe jos. S-
Scriptura spune să ne ferim de aluatul fariseilor, saducheilor și a lui Irod. Dacă aluatul fariseilor este fățărnicia, duplicitatea, aluatul saducheilor este umanismul, da? Omul în centru, totul acum, carpe diem, trăiește clipa, pentru că oricum după ce mor sufletul se duce, n-ai nicio treabă cu el, dispare. Materialismul, acum. Și dacă aluatul lui Irod este amestecul, Scriptura vorbește împotriva amestecului, zice, copiilor, scumpilor, spune în Corinteni, nu puteți sta și la masa Domnului și la masa dracilor, nu puteți bea și paharul binecuvântării și paharul lui Hristos și paharul dracilor, nu le puteți amesteca. Dar știți că există bătălia asta în mulți creștini? I-ar vrea și lumea, l-ar vrea și pe Domnul. Prima întrebare care i-am pus-o păstorului meu atunci când m-am pocăit, când m-am întors la Dumnezeu, a fost asta. Pastore Rich Milhouse, am o întrebare. Zic, poate eu sunt mai prost, mai citav. Oare nu pot avea eu și lumea și pe Dumnezeu? Fii sincer, ai avut și tu mentalitatea asta, te-ai luptat cu ea? Ai vrut să te bucuri de toate plăcerile lumii acestea, dar să-L ai și pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte că un frate mi-a povestit-o, e absolvent de istorie, masterant în istorie de fapt, și mi-a povestit o poveste, zice, băi Sani, m-am pocăit, m-am lăsat de scandaluri, de săbii, de tot, zice, m-am pocăit, dar mi-a zis unul, zice, băi, am auzit, băi, că la voi la biserică, înainte să te pocăiești, mai dai o petrecere așa adevărată, cu de toate, înainte să te botezi. Și ăsta n-a știut săracul, că el venea din restaurante, din baruri, din da la 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 la, ce frumoasă e viața mea. Și a zis, băi, nu știu dacă e așa la biserică, dar na, dacă voi ziceți, eu vin cu voi. Dar ăștia nu erau de la biserică. S-a dus băiatul la București, seara, petrecere, barul, chestii, aleluia, da la 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 la. A început să bea, a început să se drogheze și s-a făcut rău. S-a dus la toaletă și a început să vomite. Mi-a zis, Sani, am vomitat sânge. Mă uitam în toaletă și nu venea să crește. Am început să zic, Doamne, iartă-mă! Și am auzit o voce. Nu-i spun numele, zic, Ion, Ioane, tu când te-ai pocăit mi-ai zis, Doamne, eu mă întorc, dar să nu umbli cu vrăjel cu mine. Nici tu nu umbla cu vrăjel cu mine. Nu mai amesteca lucrurile. Așa tare s-a speriat prietenul meu, el e păstor, acum că a zis, băi, am fugit cu viteza luminii acasă și m-am pocăit înaintea lui mama și lui tata și a fraților și a păstorului. Eu n-am știut, eu am înțeles că e ok și cu amestec. E ok și puțin de acolo și puțin de aici, puțin de acolo și puțin de acolo. Dracu! Diavolul însuși e tatăl amestecului. A venit la Domnul Hristos în pustie cu scripturi din Deuteronom, dar le-a amesteca. Cu scripturi din Psalmi, îl dădea peste cap pe Domnul Hristos. Dar Domnul a știut cuvântul și a zis, este scris. Dă-mi mie voie să spun cum este scris. Nu îmi spui tu mie scripturile, diavole. Diavolul întotdeauna, să știi că nu vine cu minciuna. Oamenii cred că vine un înger la tine, un drac cu coarnește minte, dorule, fă așa și fă așa. Nu, 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 nu. Biblia spune că dracul se face în înger de lumină. El vine cu Scriptura la tine. El vine cu Scriptura. Și știi ce face? Răstălmăcește Scripturile spre pierzarea ta. Apostolul Petru spune că răstălmăcesc Scripturile. Pavel la fel. Cu alte cuvinte, Duhul care îl interpretează Scriptura, îl răstălmăcesc. Tu degeaba le spui un lucru, ei înțeleg altceva. De ce? Pentru că au amestec. De multe ori să știi că amestecul este legat de vrăjitorie. Mi-aduc aminte când stăteam de vorbă cu oameni și mă rugam pentru eliberare. Știi cum îți dai seama că ești legat și că ai trecut prin ocult? Vorbeam cu el o oră, cu un student. Zicea, da, dar parcă totul îi trecea pe lângă cap, după aia se ducea și făcea tot ce știa el. Și mă duceam, băi omule, tocmai ce ți-am zis? Mi-ai zis? Nu mi-aduc aminte. Îl mai luam încă o oră, a doua zi, vorbeam, trecea totul pe lângă el. Este o întăritură vrăjitorească. Pavel, Apostolul Pavel ne spune în Galateni, acolo în Galateni 1, zice, cine v-a fermecat, cine v-a dat amestec, cine v-a învățat să-L amestecat pe Hristos cu tradiția? Cine? Să știți că și eu când m-am întors la Domnul, am venit cu multe, cu mult bagaj, și bagaj ortodox, care acolo am învățat lucruri bune, dar și bagaj din lumea ocultă, pentru că eu de la 6 ani mama mergea cu mine duminică la biserică și luni la vrăjitoare, să vadă ce zice vrăjitoarea satului. M-am dus la Craiova, de la Iași, acolo ăia vorbeau cu tăți morță, pentru 5 lei vorbeai cu ce morți vrei tu. Să vârtea cheia pe mormânt, îți spunea da, nu, singură. Și am crescut într-o cultură de amestec. Băi, toate spune, dacă te face fericit, care e filozofia lumii astăzi? Dacă ție ți este bine,
Just do it. Hristos nu spune așa. Hristos nu spune așa. Irod era un om al amestecului. De asta, știți ce? Un om cu inima împărțită, cum a fost Irod. Spune Iacov că este ca valul mării, el când vine o decizie serioasă, el nu poate să o ia. De ce? Pentru că el cu inima împărțită. Un om cu inima împărțită sau cu mai multe personalități se numește schi. Hristos ne vrea întregi. Care este soluția? Soluția este versetul de start. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu există duplicitate. Hristos niciodată n-a venit la ucenici și a hai să-l mint pe Petru, să-i promit că dacă vine după mine, îl îmbogățesc. Nu, i-a spus, cine vine după mine, ce să facă? Să știi că ucenicii înțelegeau ce înseamnă cruce. Ei vedeau oameni crucificați de Imperiul Roman peste tot. Pentru ei crucea nu era o joacă. Când Domnul Hristos le-a spus să-și ia crucea, ei au înțeles bine ce înseamnă. Zice că Petru, după pescuirea minunată, a lăsat mrejile, a lăsat pești, minunile și pe tatăl lui și a plecat după Hristos. Să-ți iei crucea înseamnă să-l lași în urmă. Nu mai poți să fii duplicitar. În împărăție nu există duplicitate. Nu există mincinoși. Mincinoșii nu merg în cer, atenție. Scriptura dă o listă cu oameni curvari, mincinoși, blasfemiatori, oameni care nu se supun autorității, curvari, prea curvari. Aceștia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Să nu te păcălească nimeni că dacă stai în biserică și străiești viața cum vrei, o să ajungi în cer. Nu-l crede. Biblia spune să-ți duci mântuirea până la capăt. Nu până la jumate. Zice, numai cei care vor îndura până la sfârșit vor primi cununa vieții. În împărăție nu-i duplicitate, în împărăție nu-i umanism. De ce? Pentru că împărăția nu glorifică pe om, nu glorifică realizările omului. În comunism se glorificau realizările omului. Eu urăsc comunismul, duhul comunismului, nu pe oameni. Duhul comunismului i-au făcut pe bunicii mei să piardă totul, au stat 14 ani în închisoare. Tatăl meu era luat acasă, de acasă noaptea, aveam 6-7 ani, eram și fără mamă, pentru că mama mea rămăsese la Iași. Eram singur, n-aveam ce să mâncăm. Într-o zi a venit tata, mi-am dat seama că-i bătut, mi-am dat seama că-i torturat. N-aveam decât un singur om în casă. Și ce-a făcut tata? L-a fiert și plângeam, pentru că mama era dusă. El era, știam ce s-a întâmplat cu el, dar nu spunea un cuvânt. Și ce-a făcut? A tăiat ouă în 4 bucăți și a zis, fiecare, mâncăm câte o bucățică. Și a plecat la școală, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Comunismul ne-a învățat să fim duplicitari. Zic ca el, dar fă ca tine. Comunismul ne-a învățat să glorificăm pe om, nu pe Hristos. Împărăția îl glorifică pe rege, nu pe om. Comunismul ne-a învățat să umblăm cu amestec. Lasă bre că toți trebuie să trăim. E adevărat că toți trebuie să trăim, dar Dumnezeu ne dă o cale mai bună prin care să trăim. O cale cinstită, nu o cale în care să nu dormi noaptea, că ai făcut aia și ai făcut aia altă. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă. Nu știu la câți dintre voi a vorbit cuvântul ăsta, dar Duhul Sfânt m-a cercetat puternic, mi-a vorbit, m-a atins, m-a trimis în acțiune și m-am rededicat lui Dumnezeu zilele astea. Și am zis, tată, dacă este duplicitate în mine, arată-mi, vreau să mă pocăiesc. Nu vreau să fiu un duplicitar, vreau ca oamenii să știe, să fiu ca Natanael. Vă aduceți aminte de Natanael? Domnul Hristos întâlnește un tânăr evreu și zice, hei, te-am văzut sub smochin. Și zice, wow, m-ai văzut sub smochin, Doamne? Și zice, doar pentru că-ți spun că te-am văzut sub smochin acum câteva ore, că nu era nimeni lângă tine, crezi? Da, cred. Și Domnul Iisus zice, uite un evreu în care nu este viclenie. Irod era plin de viclenie. Pentru mine, când mă gândesc la viclenie, știți la ce mă gândesc? La vulpe și la lup. Când eram mic, la 6 ani, ningea foarte abundent în partea Moldovei, atât de mult că se acoperau casele. Veneau lupii, mi-aduc aminte, și scormoneau în hornuri. Și ieșeau oamenii cu securi, cu coase, cu furci. Eram micuț, mă ascundeam după sobă ca să nu mă pape lupul. Pentru că noi știam povestea lupului, dar de ce ai tu ochii așa de mari? Ca să te văd mai ghini. Și ne era frică de el. Domnul Hristos ne spune astăzi, feriți-vă de lup. Nu feriți-vă de măgăruși, era o emisiune. Feriți-vă de lup. Lupul
și a transmis ADN-ul prin Adam în fiecare dintre noi și este important să-l măturăm afară. Vestea bună este că nu trebuie să rămânem duplicitari. Nu trebuie să rămânem glorificând tot timpul firea și trăind doar pentru noi. Hristos te cheamă să începi să dai, mai ferice să dai decât să primești. Iată că știința după 2000 de ani dovedește ce a spus Domnul Hristos. Toate studiile spun că mai ferice să dai decât să primești. În creierul tău toate lucrurile merg bine atunci când dai. Sunt oameni care plâng atunci când primești ceva. Pentru că ei s-au învățat să dea. Ei se bucură când dau. În dimineața asta vreau să vă chem să măturăm împreună, să luăm măturile și să facem curățenie în viața și casa noastră. Să-i spui soției, iubire, ține-mă responsabil, de astăzi nu mai sunt duplicitar. Îmi las masca și mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu e unul. Shema Israel. Shema Israel, ascultă Israel, Dumnezeul tău este unul, nu sunt șapte. Unul. Eu vreau să fiu unul, vreau să fiu complet. Când oamenii se uită la mine, vreau să zică, bă, l-am întâlnit pe Sani. Ah, Sani, da mă, știu și eu pe Sani. Să nu zică, vorbim de acela Sani? Care Sani l-ai întâlnit? Nu, vreau să vorbească despre unul singur. Vreau să-L reprezint pe Dumnezeu. Dacă nu mătur aluatul duplicității din viața mea, nu-L voi reprezenta pe Hristos așa cum este El. Vă aduceți aminte de un om care a ieșuat în a-L reprezenta pe Dumnezeu când mergea spre țara promisă cu poporul evreu după el? Vorbește stâncii să dea apă, Moise. Și Moise s-a mâniat, a luat toiagul și puf, a lovit stânca. Și imediat a venit disciplina. Pentru că ai făcut lucrul ăsta, nu vei mai intra în țară, o vei vedea de departe. De ce? Tot timpul m-am frământat. Duhule Sfânt, spune-mi de ce? M-a reprezentat într-un mod greșit. Eu nu eram mânios în momentul ăla, Sani. Moise m-a reprezentat într-un mod greșit. Când îl reprezinți pe Dumnezeu într-un mod greșit, vă aduceți aminte de Anania și Safira? Cu cât ați vândut moșioara? Petrule, păi noi am vândut moșioara cu atât, dar... Îi spunem tot sau îi spunem doar? Păi lasă-mi, dragă, aia păstrează-o pentru noi. Și Biblia spune că acolo au căzut amândoi morți înaintea lui Petru, pentru că au mințit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu urăște fățărnicia, nu oamenii, fățărnicia. Ăștia sunt trei duhuri, fățărnicie, materialism, umanism și amestec care l-au crucificat pe Hristos. Nu romanii l-au crucificat pe Hristos, saducheii au venit împreună cu farisei și s-au înțeles și cu regele Irod. Romanii decât au executat pedeapsa. Să știi că aceste duhuri și atitudini în viața ta întotdeauna îl crucifică pe Hristos în tine. În loc El să domnească și tu să fii pe cruce, El e pe cruce și tu domnești. Se spune că în viața omului sunt două lucruri, un scaun, un tron și o cruce. Și la mulți creștini, Hristos e încă pe cruce și ei stau pe scaun și domnesc. În dimineața asta vreau să vă chem să ieșiți în față și să rezolvați între voi și Dumnezeu. Sergiu, mă ajuți? Pentru că simt pașii Domnului Hristos. Să știți că lucrurile în Ierusalim se întâmplă din ce în ce mai repede. Planurile pentru al treilea templu sunt în mers. Biblia spune, uită-te la măslin, când va înverzi măslinul, vremea este aproape, Domnul se va întoarce. Ușor, ușor lucrurile se pun în ordine dreaptă, în linie dreaptă. Îți dai seama ce înseamnă începerea construirii templului? Suntem aproape. Nu mai suntem în ceasul al 11-lea, suntem la fără un sfert, 12. Vreau să vă chem în dimineața asta și să mă chem și pe mine și să chemăm ca biserică română, ca biserică din România. Nu contează etnia din care faci parte, dar dacă trăiești în țara asta și pentru cei care ne urmăresc pe internet, e timpul să măturăm aluatul cel vechi. Dumnezeu ne cheamă să fim puri, să fim întregi, să fim fără duplicitate, fără amestec, fără glorificarea firii în viața noastră. Să fim oameni ai împărăției, oameni care sunt una, care îl reflectă pe Tatăl așa cum este. Oameni care nu iubesc materialismul, ci iubesc pe Hristos. Oameni care n-au amestec și n-au viclenie. Zice acolo, haide să prăznuiți acest Paște. Cu ce frumos spune Scriptura.
O, Doamne, dă-mi o inimă ca asta. Haide să prăznuiți acest Paște cu azimile curăției și adevărului. Când am citit asta, mi-am pus întrebarea, Doamne, în mine este curăție, în mine este adevăr. Vă așteptăm. Pentru cine are nevoie asta, să măture aluatul cel vechi din viața lui, aici poți să fii să te rogi. Poate nu ești obișnuit, poate vii dintr-o cultură ortodoxă ca și mine sau catolică. Eu am fost și la catolici o perioadă, sau poate vii dintr-o cultură luterană sau greco-catolică, poate nu ești obișnuit să ieși în față. Și de multe ori, când spunem, haide să ieșim la altar, noi nu vorbim de un altar fizic, ci de un altar spiritual, pentru că Biblia spune, aduceți-vă trupurile ca o jertfă vie. Roman 12, capitolul 1. 12 cu 1. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Aici nu e un altar fizic, dar aici e un loc al împăcării cu Hristos. Ia mătura și spune-i soțului, soției, hai să măturăm aluatul lui Irod din viața noastră. Aleluia! Domnul să te binecuvânteze, frate, olteanule! Haideți să măturăm aluatul duplicității. Hai să măturăm aluatul saducheilor, umanismul. Spune-L Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău că am încercat să rezolv viața mea prin rațiunea mea, prin soluțiile mele, prin ceea ce eu pot să fac, prin tăria mea. Dar Biblia spune că Duhul Domnului, ungerea rupe jugul. Ungerea rupe jugul. Haideți mai în față, faceți loc și la alții. Veniți mai în față, mai în față, mai în față. Vrem să ne pocăim în dimineața asta. Vrem să-i dăm lui Dumnezeu oportunitatea să intre. Vreau să spun, nimeni nu poate să ia decizia pentru tine. Spune lui Hristos, nu știu care a luat, îl ai, eu le-am avut pe toate trei. Eram atâta de întunecat, eram atâta de amestecat, nu mai știam ce să cred, vine Domnul, nu vine Domnul, dar când vine Domnul, e necazul cel mare. Noi suntem necazul cel mare, dar trecem, dar nu trecem, dar poate nu o să trecem. Era atât amestec în viața mea. Doamne, vreau să prăznuiesc acest praznic cu azimile curăției și adevărului. Și vreau de luni, de mâine, să fiu un om sincer, fără măști, să fiu așa cum Tu m-ai creat. Vreau de mâine să fiu un om drept, cu o singură inimă, nu cu mai multe inimi, nu cu amestec. Vreau de mâine să nu mai glorific firea și umanitatea din mine, ci să-L glorific pe Creator. Celebrează-L pe El pentru cum Te-a făcut. Celebrează-L pe El pentru că ești deștept. Nu mai glorifica deșteptăciunea Ta. Hristos e deasupra rațiunii noastre și a dus supra logicii noastre. Căci gândurile mele sunt departe de gândurile voastre, cum sunt cerurile față de pământ. Haideți împreună să ne rugăm, cei care ați ieșit și cei care n-ați ieșit. Dacă nu considerați că aveți aluaturile astea, nu e nicio problemă, vă binecuvântăm și nu vă judecăm. Asta e o decizie personală și este o chestie serioasă. Haideți să ne rugăm împreună înaintea Tatălui Ceresc. Ia mătura spirituală în mână și curăță. Doamne, Tată Ceresc, renunț la duplicitate. Spuneți după mine, Tată Ceresc, renunț la duplicitate. Mă pocăiesc că am trăit cu mai multe fețe. Vreau o singură față. Vreau un singur chip. Să fiu transformat în chipul lui Hristos. Nimic altceva. Tată, mă pocăiesc că am glorificat firea și soluțiile omenești. Că am negat puterea lui Dumnezeu. N-am știut nici scripturile și nici puterea lor. Și vreau astăzi să știu scripturile și puterea lui Dumnezeu. Tată, mă pocăiesc că am trăit o viață de amestec. N-am luat decizii pentru că am fost amestecat. Iartă-mă pentru iubirea față de lume. Renunț astăzi la iubirea față de lume și de lucrurile lumești și aleg să Te pun pe Tine centrul vieții mele. Mătur
cele trei aluaturi din viața mea. Și vreau să primesc plămădeala nouă, care este Fiul Tău, Iisus, pe care îl iubesc, căruia mă închin și îl recunosc. Tot ce ai promis. Haideți să rămânem să ne închinăm în continuare. Simt că Duhul Sfânt face o lucrare tainică și adâncă în tine. Nu te grăbi să pleci acasă, lasă ciorba. Lasă-L pe Duhul Sfânt să bată ciorba. Mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu, aveam 16 ani jumate și am intrat într-o biserică ca asta. Veneam dintr-o cultură ortodoxă-catolică și vă spun sincer, când m-a atins puterea lui Dumnezeu, e ca și cum au trecut 22.000 de voli spre mine. Am căzut și am plâns pentru prima oară în viața mea. Am făcut așa o baltă jos și am zis, Doamne, cum am putut să fiu atât de departe de Tine? Tu m-ai chemat prin fiecare zi, prin fiecare vorbă bună, prin fiecare răsărit de soare, prin fiecare apus, prin fiecare zi care a adăugat-o la viața mea și n-am înțeles. Dacă ești aici astăzi, în timp ce frații se roagă aici și personal cu Dumnezeu unul la unul, dar dacă tu ești aici astăzi și nu te-ai împăcat cu Hristos, împacă-te. Eu credeam că sunt creștin, dar faptele mele spuneau o altă poveste. Împacă-te cu El. Dă mâna cu El. În data aia de 28 august 1993, mi-am închinat viața Lui. Am fost eliberat de alcool instant. Am fost eliberat de dependența de țigări, eliberat de ură, eliberat de violență, eliberat, eliberat și mântuit. Însă de atunci Domnul a trebuit să facă multă curățenie în viața mea. Pentru că noi nu suntem perfecți, cum zice pastorul Valii, suntem perfectibili. Amin? Dacă mai este cineva care nu s-a împăcat cu Domnul, dacă nu, haideți să ne ridicăm împreună, cei care suntem aici și cu cei din sală, să cântăm tot ce ai promis. Da, tot ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma ta și am încredere. Domnul vă întărește astăzi și spune că n-am uitat anii prin care ai trecut, n-am uitat durerea prin care ai trecut. Domnul vă întărește, văd o cheie nouă care vă dă în mână și Domnul spune că este cheia lui David, este cheia laudei și Domnul spune, folosește această cheie a laudei, folosește această cheie a laudei, pentru că vreau să deschid cerul pentru tine, vreau să fac ferestre în cer pentru tine. Marius, Domnul spune că ești într-un sezon nou, Dumnezeu te trece de la David, băiatul cu praștia în mână, la David, omul cu sabia. Te trece într-un alt sezon, te trece într-un sezon al cuvântului, te trece într-un sezon de maturitate, te trece într-un sezon nou, într-un sezon de abundență spirituală și socială. Doamne, îți mulțumesc că Tu-L binecuvântezi și peste toți, Doamne, ne întinde mâna și puterea, întindeți-vă mâinile peste ei în semn de credință. Tată, binecuvântează, nu lăsa acesta luat vechi să ne țină din a te urma pe Tine, Hristoase. Căci chemarea ta este clară, măturați aluatul cel vechi să fiți o plămădeală nouă. Tată, vrem să fim o făptură nouă. Nu mai vrem să depindem de strămoșul nostru Adam, ci de strămoșul nostru Hristos, de Cel care a murit și a înviat. O poți ajuta și cu strofa, Sergiu? Simt că Duhul Sfânt ne spune să mai stăm, lasă-L pe El să se miște, nu te grăbi. Să știi că câteodată trebuie să pui timp în asta, îți răni în inimă, îți săgeți în inimă care Dumnezeu le scoate din viața ta. Nimeni nu-i perfect, nici măcar unul, spune Scriptura, Dumnezeu este singurul perfect, noi suntem perfectibili. Aceste ziduri mari credem că vor cădea. Tu nici când nu
Haideți echipa de închinare pe scenă. Simt că mai este un moment de slujire important care vrem să-l prindem. Chiar dacă mai aștept, oh, știu că am câștigat, că tu nici când nu m-ai lăsat. Tot ce ai promis, la tot ce ai promis, rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma ta și am încredere, nici când nu m-ai lăsat. Duhul Sfânt mai spune că sunt oameni aici care cred că Dumnezeu i-a abandonat, pentru că au făcut una și alta. El nu te-a abandonat. Mi-arată Dumnezeu la dumneavoastră, e soțul dumneavoastră, mulțumesc frumos de ajutor, îmi arată o pagină albă și Dumnezeu îmi spune: copilul meu, băiatul meu, vreau să scriem o pagină nouă pentru viața ta. O pagină care n-ai scris-o nici. Sunt multe lucruri care le știi, ai o experiență bogată, ai fost prin multe locuri, dar Dumnezeu îmi spune: vreau să te mai învăț, vreau să te mai învăț ceva. Și îl văd pe Domnul și palma lui cum vrea să dea pagina, îl văd cum mută pagina. O pagină nouă, un sezon nou pentru dumneavoastră ca familie. Domnul spune că v-a adus înapoi în țară ca să vă vindece. V-a adus înapoi în țară ca să vă arate că și aici se poate. V-a adus înapoi aici în țară să vă facă o mărturie și o oglindire. Că românii, da, se întorc acasă. Știți că sunteți rezultatul rugăciunilor noastre. Noi ne rugăm de 8 ani de zile ca Dumnezeu să trimită România acasă. Și românii au început să vină, sunt mulți aici care s-au întors. Asta e o promisiune, un cuvânt profetic care a venit. Iată că voi întoarce pe românii în România. Va veni vremea când se vor întoarce de departe, de peste țări și mări. Și sunteți o promisiune a lui Dumnezeu, vă binecuvântăm în numele lui Iisus. Doamne, binecuvântează-i, Doamne, poartă-le de grijă, dă-le sănătate. Te rugăm, întărește-i pe ei și pe copiilor. Și te rugăm, lasă, Doamne Dumnezeule, un duh de descoperire și revelație. Deschide-le ochii inimii ca să vadă, Doamne Dumnezeule, dragostea ta cum n-am mai văzut-o niciodată. Și mai îmi spune Domnul pentru dumneavoastră în special: nu-ți fie frică, mergi înainte. Să știi că Dumnezeu e un tată care te așteaptă cu brațele deschise. Haleluia. Haideți mai aproape. Faceți loc și la alții. Faceți loc și la alții, nu stați înghesuiți. Tată, atinge. O, inima mea îți va cânta. Iisus, ești nădejde, ține-mă-n dragoste, inima mea îți va cânta. Biserică, ridică-ți glasul, cântă-i Domnului Hristos. Tot ce ai promis, răzvan, ridică-ți mâinile spre Domnul. Tot ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Tot ce ai promis, o dată, pentru țara noastră, pentru Philadelphia, pentru mai amare, Doamne. Tot ce ai promis, nici când nu mai lăsa. Tot ce ai promis, tot ce ai promis, rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma ta și am încredere, nici când nu mai lăsa. Nici când nu mai lăsa. Îmi spune Domnul un cuvânt profetic pentru oamenii aici, spune: ai învățat anume tipare de la tatăl tău și de la bunicul tău cu care ai crescut. Sunt tipare care sunt bune dacă nu l-ai fi cunoscut pe Hristos, dar nu sunt după voia lui. Sunt lucruri care le-ai învățat, anumite șmecherii, anumite combinații, cum să spui, ce să faci. Domnul spune: renunță la ele în dimineața asta. Sunt niște tipare bune, dar nu sunt ale împărăției. Nu sunt ale împărăției. Renunță la ele. Renunță la murdărie. Renunță la o minte îndoită.
Domnul spune să renunți la duhul de necredință. Este cineva aici care se îndoiește, vine la biserică de multă vreme și se tot întreabă, oare este adevărat? Da, este adevărat! Eu sunt mărturie că este adevărat! Nu te mai îndoi, nu mai trăi îndoială. Domnul spune să renunți la demonul ăsta de îndoială. Nu-l mai hrăni cu temerile tale. Nu-l mai pune pe Dumnezeu în cutiuța ta. Nu-l mai pune pe Dumnezeu prin circumstanțele tale. Este adevărat. El poate să împlinească. Este anul promisiunilor. Domnul le va împlini. Domnul le va împlini. Domnul le va împlini. Pentru că Biblia spune că tot ce a promis, El poate să împlinească. Amin? Și de asta cântăm și mărturisim prin credință. Tot ce ai promis. Ce ai promis rămâne neclintit. Stau în palma ta și am încredere. Spune că ai încredere. Nici când nu mai lăsa. Tot ce ai promis, tot ce ai promis rămâne neclintit. Stau în palma ta și am încredere. Tot ce ai promis, tot ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma ta și am încredere. Nici când nu mai lăsa. Ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Stau în palma ta și am încredere. Nici când nu mai lăsa. Nici când nu mai lăsa. Domnul mișcă munții, Domnul mișcă marea, Domnul face minuni. Haideți să facem declarația asta de credință. Domnul mișcă munții, Cătăline, pentru casa ta. Domnul mișcă munții, Domnul mișcă munții, haleluia. Când tu te miști, când tu te miști, se mută munții și aleluia. Cum îi face din nou, iar îngustim, deschizi o cale și cred că acum. Cum îi face din nou, tu te miști, se mută munții și cred acum. Cum îi face din nou, iar îngustim, deschizi o cale și cred acum. Tu îmi faci din nou, tu îmi faci din nou. Și în familia mea, și în business-ul meu, tu îmi faci din nou. Vei mântui familia noastră, tu îmi faci din nou. Cred că acum tu o vei face din nou. Domnul va face din nou, te va surprinde din nou. Aleluia. Spune în dreptul tău, Domnul o va face din nou. Domnul va face din nou surpriză. Aleluia, Domnul te atinge, frate, pe tine și familia ta. Domnul aduce niște resurse de departe pentru voi doi. Nu știu de unde vin, dar sunt pentru voi, pentru voi doi. Sunt pentru voi doi. Niște resurse de departe. El trimite binecuvântării de departe. Tată, îți mulțumesc pentru resurse. Eu știu că tu vei face din nou. Tu vei face din nou. Tu te miști, se mută munți. Când te laude și cred acum, și cred acum. Tu vei face din nou. Chiar în pustim deschizi o cale și cred acum. Când tu te miști, se mută munții și cred acum.
laudă-L pentru miracolul care vine. Domnul spune cuvântul ăsta: laudă-mă pentru miracolul care vine. Doamne, te laud înainte să știu ce miracol o să faci. Îți mulțumesc în avans. Îți mulțumesc în avans. Nu știu dacă ați auzit de laudă în avans. Atunci când îi dai Dumnezeu laudă pentru ce are să facă cu copiii tăi, cu familia ta, cu business-ul tău, Doamne, chiar acum te laud. Eu am o casă de construit anul ăsta și nu am bani. Dar, Doamne, te laud în avans pentru că îmi vei purta de grijă. Te laud în avans pentru că vei aduce copiii noi în biserica noastră. Te laud în avans pentru că vei împlini promisiunile. Te laud în avans pentru căsătorii, pentru nunți. Te laud în avans pentru business-uri prospere. Te laud în avans, te laud în avans, te laud în avans. Tu ești Dumnezeu care poartă de grijă. Fă-o din nou, fă-o din nou, spune, fă-o din nou, 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 Tată, pentru că Tu, tot ce ai promis, ai împlinit. Dar tot ce ai promis rămâne neclintit, neclintit. Oh. Stau în palma Ta și am încredere, nici când nu mai lăsa. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Mă rog în numele lui Iisus ca din dimineața asta să începem să experimentăm împărăția la un alt nivel. Biblia spune din slavă în slavă, din slavă în slavă, nu trebuie să rămână ca ieri. Prietene, știu că Dumnezeu te-a adus aici cu un scop. Și Domnul îmi spune, nu ești aici la întâmplare. El îți vrea sufletul, îți vrea inima, vrea să te mântuiască. Ești un om care se dedică, ești un om dedicat. Dedică-ți viața lui Iisus Hristos. Dă-i un an din viața ta să vezi ce poate face Domnul. Încearcă-L, testează-L. Lasă-te la mâna Lui, El vrea să te folosească. El vrea să te folosească. Te văd un om care a căutat o viață întreagă răspunsuri. Și le-ai căutat în dragoste. Dar Domnul spune, eu sunt dragostea. Urmează-L pe Iisus. Vino astăzi după El. Dedică-ți viața Lui și istoria va scrie despre tine. A fost un tânăr bogat pe care Hristos l-a chemat și putea să fie unul dintre ucenici. Nimeni nu-i cunoaște numele. Istoria putea să scrie de el. Dar a fost un pescar care a zis, Doamne Hristoase, vin după Tine. A fost unul ca Toma care a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. A fost unul ca Andrei. A fost unul ca Pavel. Vino după Domnul. Domnul mai îmi spune cuvântul ăsta și cu asta termin. Nu mai merge cu frâna de mână trasă. Vă văd pe mulți dintre voi că ați plecat cu mașinile de pe loc. Romeo apasă blana, apasă accelerația spirituală pentru că Domnul vrea să te ducă departe. Îl văd și pe fratele Ică. Te văd cu mulți struguri în jurul tău și ăștia sunt roadele care Dumnezeu vrea să le aducă peste tine. Este o chemare de evanghelist. Domnul spune că vei aduce multă roadă în împărăție. Fii curajos, fii curajos, fii curajos, fii curajos și dă-i cuvântul de Evanghelia. Dumnezeu te va trimite ca pe Filip. Câteodată o să intri în case în care nu știi de ce ești acolo, pentru că mult n-ai de făcut, dar de fapt ai o lucrare spirituală, ai un zid spiritual care a căzut și trebuie să-l ridici. Tată, folosește-ne. Suntem la dispoziția Ta. Amin.